Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Bacău se confruntă acum cu o situație care a scăpat de sub control. Hoții au ajuns să vandalizeze sistemele de irigație și să fure tot ce poate fi revalorificat. Așa s-a întâmplat și la stația din Cleja Faraoani, unde au fost sustrase cu o precizie milimetrică și fără a lăsa urme, două rezervoare imense de apă folosite la alternarea presiunilor în stațiile de pompare a apei. Pentru a estima paguba, directorul ANIF Bacău, George Efrim, ne-a prezentat o altă stație de colectare a apei din comuna Măgura. Din cele două hidrofoare furate din Cleja Faraoani, a mai rămas doar o grămadă de rugină. La SRPA Galben, din două hidrofoare de 30 de metri cubi, uitați ce a mai rămas. Infractorii au strâns materialul feros, restul nou ne-a rămas această grămadă de rugină. Hoții au fost oameni pregătiți, dotați cu utilaje speciale, pentru că totul e făcut ca la carte și într-un timp foarte scurt. Au vandalizat tot, până și din stație au luat tot ce înseamnă cabluri electrice. Nici acolo nu a mai rămas o bucățică de fier. Până și cărămizile din perete sunt furate. Materialul feros a fost valorificat la un centru care nu a fost încă descoperit. Aici a fost camera de comandă la SRPA Galben, instalație electrice de forță. Ce constau din cable, în șanțurile care vedeți, în canalele de cable care vedeți, erau pline cu panouri electrice și de forță. Unul de față, nici o bucățică de fier rămas, până și cărămida se fură. Efrim crede că hoții sunt mână în mână cu administratorii societăților de colectare a fierului vechi, dar acest lucru este greu să-l dovedească. Valoarea de piață a celor două hidrofoare este de 1,5 miliarde de lei, iar dacă ar fi și înlocuite, cu tot cum anoperă, prejudiciul ar ajunge la peste 2 miliarde de lei vechi. Rezervoarele sunt utilizate în protecția rețelei de irigație și au rol de alternare a presiunilor. Fără aceste recipiente, sistemul de irigație nu poate funcționa. A fost anunțat imediat postul de poliție Faraoan despre acest furt din avutul statului. S-au luat și probe de la fața locului, dar nu s-a primit niciun răspuns. Aici, la Cleja Faraoan, au fost doi recipienți care în ianuarie 2009, cred că în 24 de ore, au dispărut. Au venit oameni bine pregătiți, cu unelte și meseriași, care au tăiat în bucăți posibil de ridicat și tot materialul feros a fost depus la un centru care nu a fost descoperit. La poliție, într-adevăr, există un dosar de cercetare în acest caz, dar atât. Scuza celor care instrumentează cazul este că nu s-a putut stabili încă, pe acte și dovezi, valoarea prejudiciului. Probleme cu aceste sisteme sunt și vor mai fi. Ele nici nu sunt păzite și sunt amplasate și în locuri izolate, pe câmp. Spune și subcomisarul Adrian Tuluc, șeful poliției de proximitate. Deși se fură ca în codru, organele abilitate parcă nu văd, nu aud și, în consecință, nu iau niciun fel de măsuri. În întreg județul sunt 36 de astfel de stații și doar 8 dintre ele sunt date în administrare.